planetele sistemului nostru solar. Bine v-am găsit, copii curioși! Eu sunt Nicoleta Gâdea, iar în activitatea de astăzi veți afla despre sistemul nostru solar, mai exact despre Soare, planeta Pământ și despre celelalte planete care fac parte din acesta. Sistemul nostru solar este compus din Soare, Pământ, singura planetă pe care există viață, și alte 7 planete, sateliți naturali, comete și asteroizi. Cel mai important corp ceresc al sistemului nostru solar este Soarele, o stea formată din gaze fierbinți. Pământul, precum și celelalte corpuri cerești din sistemul nostru solar, primesc lumină și căldură de la Soare. Există 8 planete care se rotesc în jurul Soarelui. Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Mercur, Venus, Pământ și Marte sunt planete formate din roci sau planete solide. Planeta Mercur este planeta cea mai apropiată de Soare, fiind și cea mai mică. Este formată numai din roci. Mercur face o rotație completă în jurul Soarelui în 88 de zile. Venus este a doua planetă de la Soare și ea este formată din roci. Ca și Pământul, Venus este înconjurată de atmosferă, dar care este foarte fierbinte. Planeta Venus are aproximativ aceeași dimensiune ca cea a Pământului. Planeta Pământ sau Terra este a treia planetă de la Soare și singura pe care există viață. Distanța optimă față de Soare și protecția oferită de atmosferă asigură temperatura moderată a aerului, dar și menținerea apei în stare lichidă, condiții necesare susținerii vieții. Se mai numește și planeta albastră, datorită faptului că aproximativ 70% din suprafața ei este acoperită cu apă. Are un satelit natural, Luna, care orbitează în jurul său. Oare cum a apărut Luna? Oamenii de știință susțin că un corp ceresc de mărimea planetei Marte a lovit Pământul, iar rămășițele rezultate în urma coliziunii s-au grupat într-un nou corp ceresc. Aceasta este Luna. Știați că de pe Pământ vedem întotdeauna aceeași față a Lunii? Aceasta se întâmplă deoarece Luna se rotește o singură dată în jurul axei sale, iar această rotație are loc aproape în același timp cu rotația sa în jurul Pământului. Planeta Marte. Marte este a patra planetă a sistemului nostru solar. I se mai spune și planeta roșie, datorită înfățișării sale, influențată de prezența în sol a oxidului de fier. Marte are 2 sateliți naturali. Aceste 4 planete solide sunt despărțite de celelalte 4 planete gazoase de o centură de asteroizi. Planetele gazoase din sistemul nostru solar sunt Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Jupiter este a cincea planetă de la Soare și cea mai mare din sistemul nostru solar. Este un gigant gazos. Planeta Saturn este de asemenea un gigant gazos. Este înconjurată de un sistem inelar format din particule de gheață, pietre și praf. Uranus este a șaptea planetă de la Soare. Este al treilea gigant gazos al sistemului nostru solar. Neptun, cea mai îndepărtată planetă de Soare. Culoarea albastră este dată de gazele din atmosfera sa. Astronomii le numesc uneori pe Neptun și Uranus giganți de gheață. Componenta lor principală este gheața, deoarece fiind situate la mare distanță de Soare, atmosferele lor sunt cele mai reci din sistemul nostru solar. Să recapitulăm ce ați învățat astăzi. Sistemul nostru solar este format din corpuri cerești. Corpurile care gravitează în jurul Soarelui sunt planetele, asteroizii și cometele. Sunt 4 planete solide și 4 gazoase.
Pământul este singurul corp ceresc pe care există viață. Un truc pentru a reține mai ușor ordinea planetelor. Formulăm o propoziție în care fiecare cuvânt începe cu litera inițială a fiecarei planete. Maria vrea pentru mine jocuri simple, utile, noi. Alcătuiți și voi astfel de propoziții. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Vă aștept să urmăriți și alte materiale utile și interesante pe care vi le-am pregătit.